mărturisirii păcatelor. Sau cum e cunoscută spovedania în alte culturi. Voi răspunde succint la câteva întrebări, ținând cont de evenimentul frumos care îl avem în seara asta. Prima întrebare, când trebuie să ne mărturisim păcatele? Și aici am așezat mărturisirea între îndemnul Duhului și rânduială bisericească. În biserică sunt anumite rânduieli care obligă la mărturisire. Că atunci când vorbim de mărturisire, sunt două învățături la extreme și amândouă sunt periculoase. De regulă, extremele nu sunt bune. Una contestă mărturisirea și nu o acceptă, iar alții o iau ca o obligație și numai decât să te mărturisești. Când trebuie să ne mărturisim? Când vorbim de rânduiala bisericească, sunt anumite acte de cult care implică mărturisirea. Când a apărut Ioan Botezătorul botezând iudeii în Iordan, Biblia spune că și mărturisindu-și păcatele, erau botezați. La botez sunt două mărturisiri. Mărturisirea de credință și mărturisirea de păcate. Știu cazuri când o soră pocăită în vârstă, înainte de a muri, o chemat păstorul bisericii să facă o mărturisire. Și-o mărturisit că ea are în dreptul ei făcut un avort. Și fratele o spune, soră, dar Matalie, ești bătrână, te-ai pocăit. Când ai făcut avort? Când eram tânără, când nu eram pocăită. Bun, dar acum de la botez nu ești iertată? Și ai spune un lucru, frate păstor, dacă îi spun numele, îl știți bine. Eu păcatul ăsta nu l-am spovedit nici la preot la biserică și nu l-am mărturisit nici la păstor când am luat botezul. Am trecut prin apa botezului, dar vinovăția asta o por cu mine și acum. Pentru că unii intră cu păcate nemărturisite și pot ieși cu acuzări grave la conștiința lor. 1 Timotei 5:24 spune așa, păcatele unora sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Care păcate merg înainte? Alea care sunt mărturisite și abandonate. Care păcate vin în urmă la judecate? Alea care sunt ascunse și nu le știe. Cu păcatele acelea te vei întâlni în ziua judecății. Deci, există acte de cult, cum ar fi botezul, în care este obligativitatea mărturisirii. Noi stăm de vorbă cu toți candidații, absolut cu toți, unii sunt chiar foarte curați și n-au ce mărturisi, unii au niște acuzații, spunem noi, minore, dar le dăm posibilitatea tuturora să stea de vorbă cu un frate slujitor. Mai spune Iacob, capitolul 5, versetul 16, la ungeri cu un dilem, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Deci există mărturisirea ca rânduială bisericească. Noi o practicăm la botez, la ungeri cu un de lemn, la stăruința după Duhul Sfânt, în căsătorie. Asta e rânduială bisericească. Dar mărturisirea se face și la îndemnul Duhului Sfânt. Biblia spune un lucru curios. Dacă umblăm în lumină după cum El însăși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Întrebarea, de ce păcat ne curățește dacă umblăm în lumină? Frații mei, noi trăim într-o lume pervertită, într-o lume murdară. Prin simplu fapt că trecem prin lumea asta, de noi se agață tot felul de murdări. Spunea odată un frate că a fost invitat la o nuntă. El s-a îmbrăcat cu costum de gală, costum negru, pleca la nuntă, dar socru era patron, avea o moară. Și a spus, măi, până începe, hai să-ți arăt ce am eu aici. Și l-a băgat prin moară, nu a pus mâna pe nimic,
Dacă nu a ieșit în partea cealaltă, era aproape alb de făină, de la praful ăla din moară. Noi trăim într-o lume murdară. Și mizeria asta de multe ori se prinde de noi. Atunci, pentru că trăim în lumină, vine Duhul Sfânt și ne face conștienți de anumite păcate. Când Duhul Sfânt ne face conștienți de anumite păcate, noi avem două posibilități. Ne recunoaștem și verbalizăm păcatul, îl împărtășim și cu alții sau îl negăm. Spune, eu nu am păcat. Dacă spunem că nu avem păcat, îl facem mincinos. Pe cine facem mincinos? Pe Duhul Sfânt, care spune că ai păcat și tu spui nu am păcat și îl faci mincinos pe Duhul Sfânt. Aici ai o problemă foarte gravă. Contează foarte mult și sensibilitatea cugetului. Unii au un cuget ca un cântar de farmacie. Imediat au făcut o greșeală, au gândit ceva, se acuză. Alții au cugetul cum erau cântarele cele de la CAP-uri, basculele ale mari. Odată erau doi frați pocăiți, au ajuns la un cântar de ăsta mare pe care se cântăreau camioanele. Și unul îi spune, bă, ia vezi câte kilograme am. Unul se duce acolo la balanță și spune, mă, dar uite pe cântar. El spune, da, eu sunt pe cântar. Dar era un frate slab și 50 de kilograme e toleranță acolo. Unii au cugetul foarte sensibil. De la orice greșeală, cugetul lor se întristează. Alții fac multe fapte rele și spune, ce e asta? Nu e nimica. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Deci noi, când ne mărturisim, când Duhul Sfânt ne face conștienți de o greșeală sau când îndoiala bisericească cere lucrul acesta. 2. Cui trebuie să ne mărturisim? Răspuns. Întotdeauna ne mărturisim lui Dumnezeu și câteodată ne mărturisim oamenilor. Vă spun un lucru. Măcar că Dumnezeu știe toate lucrurile, nouă ne-i mai ușor să ne mărturisim lui Dumnezeu. Ne plecăm pe genunchi, Doamne, știi că am greșit, știi că am gândit, Tu știi, Doamne. Venim înaintea lui Dumnezeu cu mărturisirea. Mai greu ne mărturisim înaintea oamenilor. Știți de ce? Apare fenomenul ăsta al rușinii. Apare rușinea. Odată un frate are o vedenie, îl cunosc pe fratele acela, l-a văzut la intrarea în adunare pe diavolul. El merge la adunare și diavolul era la ușă. Și spune, mai tu ce cauți aici? Și că eu am venit să le dau înapoi la pocăiți ce le-am luat. Și ăsta spune, dar ce le-ai luat și vrei să-i dai înapoi? Le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască. Acum le dau rușinea înapoi ca să nu se mărturisească. Rușine ar trebui să ne fie când păcătuim, nu când ne mărturisim. Diavolul ne ia rușinea asta, ne determină să păcătuim și după aceea ne rușine și spunem. Ne mărturisim, eu întotdeauna recomand mărturisirea să face la slujitorul local. El este ca medicul tău de familie. Frații mei, inima mea este închisă. Voi știți ce gândesc eu, ce am în inimă? Nu. În momentul când eu mă mărturisesc, eu îmi deschid inima. Ori omul acela căruia mă mărturisesc are drept de control asupra mea. Frate, uite, am ispita asta, am gândurile astea, am pornirile astea, am patimile astea. El nu știe. Eu îmi deschid inima și el se uită atent în inima mea. Că i-am dat voie. Ei, mâine, duminică, mă întâlnesc cu el. Mă prinde pe după cap și spune, drăgușel, cum e cu aceea? Eu numai de rușine că mă întâlnesc cu el, îs mai atent. Eu am experimentat lucrurile acestea, nu teorii. Eu aveam crescut în pocăință, trăit în pocăință. N-am fost un om perfect. Și mi-am spus așa, eu fiind din Bucovina, dacă aș găsi un frate prin Caransebeș, să pun capul în jos, să-i spun cu rușine tot ce am făcut, tot ce gândesc și să nu-l mai văd în viața mea. Ei, când am văzut că anumite probleme se repetă în viața mea, că atunci ne mărturisim oamenilor. Când anumite patimi, vicii, păcate se repetă
Și măcar că le-am mărturisit la Dumnezeu, nu pot să scap de ele. Atunci le mărturisesc la un frate și îi cer ajutorul. Frate, roagă-te pentru mine. Și dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, le va fi dat. Sau când relațiile pe orizontală sunt afectate. Odată vine un frate în vârstă la mine și îmi spune, frate dragul, te rog frumos să mă ierți. Bă, dar el om pocăit, om bătrân, nu mai trăiește acum. Frate, dar nu mi-ai făcut mică, de ce să te iert? Nu știi tu. Am ajuns, frate, să nu te mai pot vedea. Dar ce ți-am făcut, măi, frate? Băi, eu mi-am spus că la toate mormântările și la toate sălile de priveci, peste tot te duci și predici, și când o muri nevasta mea, n-ai venit să predici. Eu zic, frate, toată, dar eu am fost la mormântare. Măi, am fost acum la Baia, la Timișoara și mi-au pus caseta cu mormântarea nevastă mea și am văzut că tu ai predicat. Dar eu, cu acazul meu, nevastă a avut accident, eu nu mai știu cine a predicat. Atât am știut să te judic că n-ai predicat. Te rog, iartă-mă, frate. Măi, te iert, măi, frate. Când legăturile pe orizontală sunt afectate, noi ne mărturisim păcatul și Dumnezeu ne dă iertarea. Cui trebuie să ne mărturisim? Întotdeauna lui Dumnezeu și câteodată oamenilor. Când avem păcate de care nu putem scăpa, când avem nevoie de cineva ca să ne ajute, când au fost afectate legăturile frățești, atunci ne mărturisim și oamenilor. De ce să ne mărturisim? Mărturisirea are multe beneficii. În primul rând, mărturisirea te scapă de urmările păcatului. Care sunt urmările păcatului? În primul rând, e o presiune psihică extraordinară. Un om al lui Dumnezeu, un creștin, un om botezat cu Duhul Sfânt, când a greșit un pic înaintea lui Dumnezeu, el nu mai are liniște. Câtă vreme am tăcut, spunea David, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnul fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Un om care trăiește în lumină, care e iluminat de cuget de Duhul Sfânt, în momentul când n-are un păcat, are o presiune extraordinară. Psalmul 36:18, mă doare pentru păcatul meu. În momentul mărturisirii scap de presiunea, de durerea aceasta, de urmările păcatului. Urmările păcatului pot să fie o boală în trup. Domnul spunea Matei, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. S-ar putea ca boala să fie ca un efect al păcatului. De aceea Iacov spune, mărturisiți-vă și rugați-vă, ca să scapi întâi de păcat. Urmările păcatului pot fi pierderea binecuvântării. S-ar putea să ai faliment în lucrurile materiale, să ai probleme în casă, să nu te asculte copiii. De ce? Ai păcătuit și ții în tine păcatul și pierzi binecuvântarea. Deci când ne mărturisim păcatele, scăpăm de urmările păcatului. În al doilea rând, ieșim de sub influența unui duh care ne-a robit. În momentul când eu mă mărturisesc, și spuneam că am trăit momentele astea, am vrut să mă mărturisesc la un necunoscut, când am văzut că în viața mea apar probleme, am ales doi frați. Nu știu, băiatul Mitica Alexa spunea dimineață că aici, l-am ales pe Mitica Alexa și pe fratele Gelu Ranga, un băiat cu care lucram de 20 de ani, amândoi prezbiteri și proroci. Frații mei, eu rar am văzut oameni să plângă cum plângeau oamenii ăștia doi. De parcă ei ar fi făcut toate păcate și își permitea, frate, dar ai făcut și asta. Măi, n-am făcut, dar m-am gândit. Da, asta ai făcut. N-am făcut, dar prin minte mi-a trecut. Și frații ăștia s-au rugat pentru mine. Și fratele Mitic a spus, măi, doar omul păcătuiește de plăcere. În evrei spune plăcerile de o clipă ale păcatului, 11:25, da? Noi o să ne rugăm ca toate plăcerile astea pentru tine să fie o scârbă de azi înainte. Și în momentul când frații se roagă, iau puterea prin Duhul să-ți dea deslegarea
și ieși de sub zona de influență a Duhului care te-a ținut. În momentul mărturisirii, ți se dă șansa unui nou început. Pui un hotar și de aici încolo m-am mărturisit, am abandonat păcatele și am un nou început. Să ne arate Domnul calea aceasta și nouă. În momentul când ne mărturisim, apare fericirea în viața noastră. Vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Într-o adunare mare se face mărturisirea. Vine o soră de vreo 80 ceva de ani și spune, măi, tu nu poți să fii băietul meu, tu poți să fii nepotul meu. Îți spun ceva. Spune sora. Măi, e o adunare sprevită ca o mamă în Israel, măi. Dar în anii tinereții mele, am păcătuit odată față de soțul meu. O trecut de atunci 60 de ani, eu n-am mai avut liniște. Când se anunță că vin niște musafiri la adunare, era o adunare mare, vin niște proroci, eu mi-am făcut de lucru să rămân acasă, nu cumva Domnul să-mi descopere ce am făcut eu. Și a spus, măi, soră, dar Biblia are cuvinte de ridicare, are cuvinte de iertare. Și am citit din Scripturi, de aici, cine își mărturisește, Dumnezeu e credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Scrie, n-am scris eu aici, Duhul Sfânt a scris aici. Am asigurat-o de iertare. Stam acolo câteva zile, vine a doua zi, spune, măi băiete, așa cum am dormit azi noapte, n-am dormit de când eram eu tânără. Îs sigur că Dumnezeu m-a iertat, că Dumnezeu poți să mă duc, poți să vii tăți proroci acum aia, e la mine, nu mai tem. Eu păcatul am mărturisit și am scăpat de el. O fericire. De ce să te duci acasă cu traumele tale, cu coșmarul tău, cu teama ta de pedeapsă, când poți să scapi în seara asta, zici? Fii risipitor, fii ce nepăsătoare, păcatul să știi că nu cruță pe nimeni, nu se uită că unul e păstor, că unul e proroc, diavolul îi atacă pe toți, suntem oameni supuși greșelilor, dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos, dar dacă ne mărturisim păcatele, el e credincios și drept ca să ne ierte. De ce nu profităm de asta? Încă un gând scurt vis-a-vis de gestionarea. Eu vă spun tuturora, nu vă hazardați, nu fiți curioși în a primi mărturisiri. Mărturisirea repede se face la slujitorul local. Numai când el se descalifică, poți să cauți în alt om. Eram într-o biserică, am zis cineva la mărturisire. Bă, este păstor la voi? Du-te la tine, la păstorul. Frate, m-am mărturisit odată ceva la el, i-am spus. A doua zi m-am întâlnit cu nevastă sa în magazin și a început să râdă. Bă, dar cum ți-o dat prin cap să faci așa ceva, bă? Când bărbatul, i-a spus la nevastă, dar nevasta păstorului nu trebuie să fie curioasă. Ea nu trebuie să știe mărturisările. Mă întreba odată la cineva la căsătorie, băi, bărbatul are voie să aibă secrete față de nevastă? I-am spus, da. Și cazurile când are voie să aibă secrete. Când bărbatul e slujitor, primește mărturisiri, nu trebuie să știe tătă casa și tăți copiii și tătă adunarea să râdă prin magazin de tine. Dar dacă slujitorul nu-i descalificat, este un om al lui Dumnezeu, că scrie în Proverbii 25:9, apără pricina ta, nu da pe față taina altuia. Omul ăsta ți-a încredințat o taină, n-ai voie să o dai pe față. Și în legea cultelor din România, și în cultul ortodox, și în cultul pentecostal, există taina spovedanie. Dacă un criminal, dacă un hoț, dacă un bandit fi s-o mărturisit la un preot ortodox, la un păstor pentecostal, poți să vii procurorii de pe lume, eu spun, am primit mărturisirii conform Constituției României, eu am dreptul să tac. Nimeni nu te-o... Dacă legile țării păstrează secretul, de ce n-am face și noi? Omul care primește mărturisirea se așează între medic și judecător. Tratez omul ăla ca pe un pacient. Îl tratez cu dragoste și cu respect, cum ar fi copilul tău. Nu te grăbi să tai capul, nu te grăbi să dai verdicte. Pune-te în pielea aceluia,
Dacă e băiatul tău care a greșit și-și cere iertare, dacă e fata ta care a avut o cădere și-și cere iertare, tot așa de dur ai fi? Deci tu ești medic, tu îl urmărești, îi dai un tratament, îl verifici, nu corespunde, schimbăm tratamentul, dar ne purtăm cu milă și îl încredințăm de iertarea lui Dumnezeu. Sunt în Scriptură cuvinte care vorbesc de iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă conștienți, să lucreze la cugetele noastre Duhul Sfânt, să nu plecăm acasă cu păcatele noastre, să nu ne cărăm ca o povoară grea în viața noastră, trăim cu frică și cu teamă. Uitați-vă, oameni buni, câți nebuni sunt la volane, câți drogați, câți bețivi, în România cel puțin îi culmea acum. Te duci cu mașina, mergi pe dreapta liniștit, vine altul, intră în tine și mor. Unde te duci? Repet, păcatele unora sunt cunoscute și merg înainte. Are altora vin pe urmă. Tu vrei când ajungi în ziua judecății să fii absolvit de vină sau vrei în ziua judecății să te întâlnești cu păcatele tău? Doresc în seara asta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să facă cugetul nostru sensibil. Dacă ai ceva pe inimă, biserica trebuie să pregătească cadrul necesar pentru mărturisire. Că mărturisirea este biblică, e biblică. Odată într-o adunare mi s-a cerut să predic despre mărturisire și iertare. Era o noapte de veche, am predicat undeva în zona Clujului. La urmă vine un tânăr, un bărbat, și spune: frate Dragoș, eu nu te cunosc, am auzit că ești un om pocăit, că ești conservator, dar ți-ai dat examenul în seara asta. Ai dat drumul la tăți păcătoși să fie mântuiți. Eu zic: măi, mi s-a cerut să predic despre asta. Știți cum e cu mărturisirea și iertarea? Cum e la un bolnav de diabet, când are o insuficiență, îi faci un pic de insulină și l-ai salvat. Dar dacă la un om sănătos îi faci insulină, îl îmbolnăvești. Deci, măi, eu am predicat în seara asta pentru cei păcătoși, măi. Dacă tu n-ai niciun păcat, nu luam nica din predica mea. Eu am predicat pentru bolnavi, le-am dat tratament, le-am dat insulină la diabetici. Dacă e sănătos, dacă n-ai niciun păcat, apoi cine n-are niciun păcat? Apoi haide acum, întoarce-mi. Păcatul ăla mic care crezi tu că l-ai, ăla trebuie mărturisit. Cu siguranță Dumnezeu iartă. Amin. Un cuvânt de învățătură pentru acest eveniment, botezul în apă. Toate actele de cult au două părți distincte. O parte simbolică și una practică. Botezul în apă, de asemenea, reprezintă ceva. Acum, pentru cei neavizați, o să vedeți că fetele astea două, pe rând, o să intre în apă și frații botezători le cufundă în apă și le ridică. Ce înseamnă asta? Asta e partea simbolică. Noi am murit împreună cu Hristos, păcatele noastre, trecutul nostru rămân acolo. Când ridicăm candidatul din apă, îl ridicăm la o viață nouă. Noi nu ne oprim doar la partea simbolică, ci facem și partea practică. Spălarea picioarelor e un simbol al smereniei, al umilinței, al părtășiei. Nu ne oprim doar la simbol, noi facem și partea practică, luăm ligheanul, ștergarul și ne spălăm. Acum vine Scriptura și spune că în cer sunt trei martori. Ioan 5:7. Tatăl, Cuvântul și Duhul. Pe pământ sunt trei martori: Duhul, apa și sângele. Apa asta este un martor pentru cei care au fost botezați. În ziua judecății, apa va fi chemată ca martor. Apa este un hotar. Desparte trecutul de viitor, desparte două stări de fapte existente. Spune cuvântul Domnului în cartea Geneza că lumea era pornită numai la rău, întocmirea gândurilor era numai la rău,
Domnul o hotărât să nimicească toată lumea. Știți cum a nimicit Dumnezeu lumea veche? Care știe? Printr-un potop de apă. O necat toată lumea. Numai că acolo erau și niște oameni neprihăniți. Noe cu nevasta, Set, Ham, Iafet cu nevestre. Ce-a făcut Dumnezeu cu ei? I-a trecut prin apă și când au scăzut apele, au ieșit în partea cealaltă, au adus un altar și jertfe Domnului. Au despărțit trecutul ăla păcătos al lumii de lumea nouă. Evreii în Gosem erau într-o robie crâncenă. Arată Scriptura. Dumnezeu voia să-i scoată din Egipt, din robie. Știți cum i-a scos Dumnezeu? Pe unde i-a trecut Dumnezeu? Prin apă, prin Marea Roșie și dincolo ajung în Exod capitolul 14 și cânt o cântare de biruință. Apostolul Pavel, Saul din Tarsul Cilicii, a fost un prigonitor. S-a dus la Damas să ducă în lanțuri pe creștini. Se întâlnește cu Dumnezeu, vine Anania și spune, și acum ce stai? Scoală-te, primește botezul. Și dincolo iese Paul, un propovăduitor al credinței. Cum s-a făcut schimbarea asta? Pe unde? Prin apă. Famenul venit de la împărăteasa Cantace cu dorință să se închine la Ierusalim, dar fiindcă era străin, nu avea voie să intre în templu. Fiindcă era famin, nu avea voie nici în curtea de afară. Și faminul venit de la o distanță mare, undeva sub zidurile Ierusalimului, înalță o rugăciune către Iehova și pleacă. Dar îl ajunge Filip din urmă, famenul primește botezul și pleacă mai departe plin de bucurie. Ce n-a făcut legea, o reușit să facă harul. Și mulțumim Domnului pentru asta. Deci apa asta desparte un trecut cu toate problemele care le-am avut de un viitor binecuvântat. Vorbind de botez, spunem că botezul trebuie să fie precedat de ceva. Adică înainte de botez trebuie să mai fie ceva. Fratele Nicu vorbea de fapte 2:37. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare să fie botezat. Înainte de botez trebuie pocăință. Noi nu botezăm în apă decât oameni pocăiți. Așa spune Petru, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat. Ce înseamnă pocăință? Tu ce înțelegi prin pocăință? Dar hai să vă spun ce nu e, ce e pocăință. Pocăința nu e o părere de rău, nu e un regret, nu. Pocăința are un pic de regret, dar e ceva mai mult. Că dacă eu am făcut un lucru rău și îmi pare rău, dar mâine îl fac iară, m-am pocăit? Nu m-am pocăit. Deci are un pic de regret, dar pocăința e mai mult decât părere de rău. Pocăința nu e nici de penitență. Am făcut un păcat, bat 100 de mătănii, hrănesc 2 copii orfani și am scăpat. Bun, eu trebuie să plătesc într-un fel, dar dacă mâine fac iară prostia aceea, m-am pocăit? Nu. Pocăința în Vechiul Testament apare într-un fel. Întotdeauna când apare cuvântul pocăință în Vechiul Testament, oamenii înțelegeau că trebuie să facă ceva. În Noul Testament, pocăința este o schimbare a minții. Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipul veacului, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, metanoia, o înnoire. În Noul Testament, pocăința e o hotărâre interioară. Luate astea două împreună, pocăința înseamnă o hotărâre interioară pusă în practică. Că dacă băietul ăsta rătăcitor de care vorbea fratele Nicu, care mânca roșcove, nici pe alea nu-l avea, spune că și-a venit în fire și-a spus: mă voi duce la tatăl meu, voi spune: tată, am greșit împotriva ta și împotriva cerului, nu sunt vrenic, știți pasajul, da? Ca să nu îndelungim timpul.
Dacă el lua o hotărâre, dar rămânea tot printre porci, era salvat? Dar el a luat o hotărâre și Biblia spune, și chiar în ceasul acela s-a sculat și a plecat. Pentru că diavolul în șiretenia lui are o armă foarte puternică împotriva pocăinței, și anume amânarea. Un filozof spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Măi, am vrut să mă pocăiesc, am vrut să mă botez, am vrut să vizitez, dar n-am mai apucat, tot am amânat. Eu am o poveste care m-a marcat. Mama a avut o soră. Bărbatul ei nepocăit, a făcut școală de ofițer la Berlin și când s-a făcut insurecție armată, l-a prins lagăr aici în Germania, a făcut ani de lagăr. Mătușa s-a pocăit, băiatul s-a pocăit, el nu. Îi spunea, tu firuț, eu știu că pocăința e bună și eu botezul, că doar scrie în Biblia asta, că în Biblie scrie. Dar o amâna de pe o zi pe alta, eu în vremea aceea eram mecanic locomotivă. Eram cu trenul în ajut, odată mă sună mama, Dragoș, unde ești? Îți sunt în ajut. De ce? Mă, la un cheștu Ilie tare rău și vrea să iei botezul. Mama spune că dacă de Dumnezeu mâine vin acasă, eu un alt tren și vin acasă și stau de vorbă cu el. Dar el avea 80 ceva de ani, era un bărbat așa solid, se foie în pat, își frământa mâine, s-a ridicat. Și mătușa Firuța îl întreabă, măi Ilie, dar unde te duci? Mă duc la Dragoș să mă boteze. Măi, Dragoș nu e acasă, Dragoș vine mâine, am vorbit cu Minodora, vine mâine. S-a sculat, s-a îmbrăcat, i-a căzut jos, a venit Bade Zamfir cu Bade Lazar, doi vecini, l-a pus în pat. Măi Ilie, Dragoș vine mâine și te botează, stai liniștit. O mai stat, s-a frământat iar un pic, s-a ridicat, eu mă duc să primesc botezul. O căzut jos și a murit. Mă sună maică mea, măi Dragoș, a murit un cheștuile. Stai liniștit la ajut acolo. Măi, o leacă m-a supărat și am spus, Doamne, dacă l-ai așteptat pe omul ăsta 83 de ani, ce nu l-ai mai așteptat o noapte? Și așa un glas, eu nu-s proroc, dar așa în cugetul meu a spus, dar dacă l-am așteptat 83 de ani, el de ce nu s-a botezat? Scrie în Evrei capitolul 4 să luăm, dar bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Diavolul are, domnule, tactica asta de a-i amăgi pe oameni. Nu spune că nu-i bună pocăința. Nu spune că nu scrie în Scriptură de pocăință. Că pocăința nu-i nici de la ruși, nu-i nici de la americani. Pocăința e adusă din cer, de la Dumnezeu. Hristos, când a venit în lume, prima dată a deschis gura și a spus să o împlini vremea. Împărăția lui Dumnezeu e aproape, pocăiți-vă. Dar înainte de pocăință, adică înainte de botez, trebuie pocăință. Domnul să dea pocăință. Înainte de botez mai trebuie ceva. Scrie Marcu 16:16. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Înainte de botez, trebuie credință. Noi, fără să facem atingere la religia nimănui, Doamne ferește, dar vă spunem care e crezul nostru. Noi credem că botezul în apă se administrează unui om matur, care s-a pocăit, un copil mic n-are de ce să pocăi, și care crede că scrie în Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10, dacă puteți afișați-l chiar acolo, ca să-l vedem cu toți. Că scrie în Biblie așa, Romani 10, 9 și 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Rețineți, cât de românește scris, voi sunteți în Germania, dar mai știți românește. Dacă mărturisești deci cu gura ta, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci tu trebuie să mărturisești. Un copil mic nu poate mărturisi. Am o întâmplare, am mai spus-o, poate ați auzit-o. În vremea lui Ceaușescu,
Eu mergeam la serviciu, în Suceava era mare aglomerat, erau trolei de alea cu curent. Eu m-am suit mai de la capăt de linie, stam așa liniștit. Și pe la jumate orașul era foarte aglomerat, intră un preot ortodox, cu Biblia în mână, îmbrăcat în preot, și așa sta de rău. Și eu când l-am văzut, eu am un respect pentru fețele bisericești. Am spus, nu vă spărați, hai stați în locul meu. Ne-am făcut loc, el a venit, s-a așezat, era în vârstă, mulțumesc frumos. Eu am vorbit cu el, am mai spus ceva, el iar mă întreabă ceva, eu îi mai spun. El se uită la mine și îmi spune tare, ia să-mi spui tu cât aveai când ai fost botezat în apă. Eu zic, cred că vreo 20 de ani. Că mi-am dat seama de la început că ești un rătăcit. Dar de ce, părinte, că v-am dat locul, de ce-s rătăcit? Nu, nu, eu m-am dat seama. Matale, ai o Biblie cu cruci pe ea? Da, da, e valabil. Păi sigur că e valabil. Te rog frumos, părinte, citește-mi în Biblie un singur loc unde a fost botezat un copil. Și eu îți citesc, după aia îmi dai mie, și citesc mai multe locuri unde au fost botezați oameni mari. Dar s-au făcut liniște într-o leu. Și ce credeți? Oamenii dintr-o leu țineau cu dânsul, nu cu mine. Și el tot se foia și îi spunea, citește-i, părinte, citește-i. Nu mi-o citit nici până în ziua de azi. Care știe de ce nu mi-o citit? Nicăieri nu scrie în Biblie. Acum cum pot eu veni în fața dumneavoastră și să dau o învățătură care nu e în cuvântul lui Dumnezeu? Sunt niște aluzii. Da, am botezat casa lui Ștefana, spune Pavel. Și în Fapte, capitolul 16, la temnicerul din Filip. Dar acolo spune, s-au bucurat cu toată casa că au crezut în Dumnezeu. Iar în casa lui Ștefana nu se mărturii că erau copii mici. Că Biblia rămâne aceeași. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Doresc Domnul să dea credința asta la toți. Înainte de botez mai trebuie o stare de lucru. Scrie 1 Petru 3:21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu e o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Înainte de botez, trebuie să ne facem rost de un cuget curat. Dacă nu ai cugetul curat, nu primi botezul. Cugetul se curățește foarte ușor prin mărturisirea de care vorbeam. Fratele Costică Macoviciuc a fost păstor la Iași. Când a terminat el seminarul, l-a pus păstor acolo, îmi spune, măi frate, am avut 11 candidați la botez. Au primit toți botezul, după botez am făcut cina Domnului. La cina Domnului scrie în Corinteni, fiecare da să se cerceteze pe fire și așa să ia. Dar el spune că avem o foaie albă și am spus, măi, cuvântul ăsta nu-i pentru voi. Voi sunteți albi, așa cum e coala asta. Cuvântul ăsta e pentru noi, care ne-am botizat. Noi să ne cercetăm. Trece cu trupul Domnului și de 11 se ridică 10. Unul nu se ridică. Și el îi spune, dar tu nu te împărtășești, mă? Frate, nu-ți vrednic. Măi, cum nu ești vrednic? De 20 minute el o botează. Frate, nu sunt vrednic. Rămân la urmă și vorbesc. Da, nu-l pot să-l iau. Rămâne la urmă, el spune, frate Costică, eu sunt student la Iași. M-am îndrăgostit de o fată, de o studentă. Ea mi-a spus, eu nu discut cu tine, că eu sunt pocăită. Și eu ce trebuie să fac? Te pocăiești. Dar ce? Vii la adunare și primești botezul. Eu de dragul fetei am venit și eu n-am nimic cu voi, cu pocăință, n-am treabă eu cu voi. Eu de drag la fata asta am venit să iau botezul. Dar când ai citit dumitale că fiecare să se cerceteze, m-am gândit bine, spune frate Costică, eu sunt gunoi, domnule, eu am fost un șmechi, un bolan, am venit să iau fata. Dar e bine că Duhul Sfânt l-a cercetat. Dar înainte de botez, ne trebuie să avem un cuget curat. Sunt câteva lucruri care preced botezul, și anume pocăința, credința și cugetul curat. Dumnezeu să ne-l dea la toți. Și apoi vine Scriptura și spune că noi am înviat la o viață nouă. Cu asta spun amin acum aia. Deci noi ne socotim morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Eu atâta m-am gândit, cum adică mort față de păcat? Care sunt caracteristicile unui mort? Și am spus că mortul
este insensibil la provocări. Odată un ucenic nu știa de la învățătorul său Macarie ce înseamnă mort față de păcat. Și Macarie îi spune, băi, este o mormântare în sat. Du-te acolo, îngroapă un bărbat, da. Du-te și laudă-l. Laudă-l. Că... Și ăsta se duce, se laudă, vine înapoi. Băi, ce-a spus mortul? Nu mi-a spus nica. Cum nu ți-a spus nici? Du-te-l băgiucurește. Se duce și-l băgiucurește în tot felul. Vine, băi, ce ți-a spus? Nu mi-a spus nimic. Asta înseamnă mort. Mortul este insensibil la toate provocările. Când te laudă sau când te ocărește, la bogăție sau la sărăcie, la aplauze sau tu ești mort față de păcat. Păcatul nu mai are nicio putere asupra ta. Doamne ajută-ne la asta! Și am mai spus eu că mortul nu-i curios. E lipsit de curiozitate. Se spune, am fost la o mormântare, o fost mii de oameni, spun, frași și surori, văd aici peste 1000 de oameni. Se ridice mortul capul, uite, e chiar așa? Ce spune voi? Măi, mortul nu-i curios deloc. Și noi nu suntem curioși de lucrurile astea păcătoase. Era o fată, fata lui Iacob, fată cu minte, pocăită, dar o putea o curiozitate, s-a dus să vadă ce fac fetele țării, cum sunt îmbrăcate, cum e moda, ce vorbesc. Și știi ce s-a întâmplat cu ea? O văzut unul și o bătut joc de dânsa. Sunt păcate care pleacă de la o curiozitate, spunem noi, nevinovată. Măi, am tras un fum de țigară, am vrut să văd cum e, mi-au spus colegii, dar trage un fum de țigară. O ajuns un fumător înrăit. Am luat, am mirosit o leacă de praf, că acum tare la modă cu praful. Îți văd așa cât e de bine. O ajuns niște rebuturi ale societății. Sunt care s-au dus să joace la păcănele, mă duc într-o seară să apăs să văd cum e. Și numai o dat de vort, s-o cheltuit averea, de la o curiozitate. Mortul nu-i curios. Noi am murit față de păcat, toate provocările păcatului pe noi nu ne mai ajung. Așa să fie și cu voi. Și dacă mai sunt aici oameni care vor să iei botezul, striga odată Filip în pustie, iată apa, ce te împiedică să fii botezat? La noi era un băiat nipocăit în sat. Acum e prin Austria mare patron, un om voinic, umbli el cu o pălărie așa mai mare. O luat o fată, o fugit după dânsul, nipocăită. O ajuns în Austria, nevastă s-a pocăit. O făcut câțiva copii, s-a pocăit copiii. Acum una din fetele lui era botezul în apă curgătoare la Graz. Era botezul la una din fetele lui, la Cate. Dar el nu era rău patronul, nu bea, nu fuma, nu bătea nevasta, nu umbla la mândre. Avea orgolul lui, o mașină tare, un Hammer de ăla care din Viena până în Sofia i-a cheltuit 1500 de euro pe motorină. Așa niște fantezii de-a lui. Și rușine de subaltern și rușine de prieteni. Era botez acolo. Erau parcă 11 candidați sau 12 candidați. Fata asta, Cate, eu am fost la dânsa și la nuntă după aceea, când o venit în dusiei botezul, o ieșit din grupul acela botezat, îmbrăcat în alb, în loc să se ducă în apă, s-o duce la tasă. L-a prins de gât și a început a plânge. Tata, mama e pocăită, noi suntem pocăiți. Tu unde te duci? Eu nu iau botezul fără tine, tata. Așa de mult te iubesc că vreau să mergi cu mine în rai. Florin, că așa îl cheamă, Florin Gavrilovici, vă spun eu, s-a uitat așa în roată, o dat ceasul jos de la mână, o dat costumul jos și o luat botez odată cu Cate. E bocăit și botezat în ziua de astăzi. O rămas pocăit. Și din 12 candidați, parcă o luat vreo 23 botezul. Când s-a făcut strigarea, uite apa, ce te împiedică să fii botezat? O mai ieșit unul, o mai ieșit unul, Duhul Domnului mișca și intra în apa botezului. Că nu știi mâine ce se întâmplă. Ziua de mâine nu e a ta. Ziua de astăzi e a ta. Și Domnul e prezent aici, rog pe Duhul Sfânt să lucreze la inimile noastre și să binecuvinteze lucrarea mai departe. Când se va face strigarea, când va veni Hristos pe nori cu 10.000 în sărbătoare, când va chema acasă aleși, sfințe, când cerul va trece cu trosnet, trupurile cerești s-au topit de căldură, pământul cu ce este pe el va arde, și Germania va arde, și casa și firma ta.
Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Să te strige Domnul și pe tine, împreună cu cei dragi ai tăi, să mă strige și pe mine, să mergem la nunta Mielului. Amin.